Dragii mei, este foarte greu să-ți rânduiești un cuvânt fiertul de mic atunci când ai amintit multe. Eu am foarte, foarte mult amintit. Deși era cu două clase mai mare decât mine la liceu, eu eram în clasa a treia, dânsul era între a cincea, a șasea, eram la internat ortodox de băieți din Beuș. Am făcut liceul 40-48. Și foarte interesant că cei din cursul superior, septavanii și octavanii, adică cei din clasa a șaptea și a opta, la internat ortodox de băieți, era internat ortodox de băieți și ortodox și era internat ortodox greco-catolic. Noi eram la ortodox, cu el, cu Mircea Mariș, cu alții care erau pe vremea aceea elevi. Dar era rânduială la silenciu, adică sala în care noi învățam lecțiile pentru a doua zi, erau rânduiți către patru băieți în clasele inferioare și unul de o parte și de alta era unul din cursul superior și un doctor, adică șeful sălii a silenciu acestei săli în care noi învățam pentru a doua zi la școală. Și mi-aduc aminte că era o fel de catedră, ceva mai înaltă, și noi ne mai jucăm, fiind cu doi, eu n-am numai 92 de ani, deci avea 94, ne mai jucam și ne făcea de acolo, de înălțimea catedrei unde ne păzea, pe noi ne făcea așa. Adică noi înțelegeam de ce e vorba și ne linișteam, noi ne mai jucam și învățam mai departe. Și totdeauna îmi plăcea, mi-aducea aminte, videole zice, ți-aduce aminte când făceam, mi-aduc, v-am spus de atâtea ori, mi-aduc aminte și ce-am pățit eu în 48, când am intrat la facultate la Timișoara, am mers la facultate, eu, fiind prunc de cantor, mă lăudam la el, el era prunc de preot, eram foarte, foarte apropiați și am mers de Sfântul Nicolae acasă, la mine, la Bihor, de la Timișoara. Și m-au prins că am lipsit de la școală, de la facultate de la Timișoara. Și m-am pedepsit de acolo, o pedeapsă de-asta verbală, nu știu ce, o atenționare de-asta. Și am spus-o lui. Și s-a bucurat, într-un fel s-a bucurat de apărul rău, bineînțeles, când eu, de Sfântul Nicolae, am fost acasă de la Timișoara pentru două zile ca să fiu și eu la un verișor de-al meu, nu, eu n-aveam Sfântul Nicolae. De-aia eu am zis că am un frate, Sfântul Nicolae, n-am nici frați, dar am mințit și eu ca să pot fi de sărbători acasă. Așa cum s-a întâmplat și la liceu. Și știe foarte bine și această poveste. Venise anul 45, se făceau primiri în UAR, adică Uniunea Asociațiilor de Elevi din România. Și trebuia să iei un angajament. Și un coleg de-al nostru, nu Andrițoiu, Nica Sabin, că eram și cu Andrițoiu, am fost coleg și cu alții, zice, trebuia să iei un angajament după ce te primea la OAL. Stimați colegi, este o cinste pentru mine că am fost primit în rândurile OAL-ului, îmi iau angajamentul cu acest prilej să învăț limba rusă, limba lui Mars, Engels, Lenin și Stalin. Pe toți a făcut rușă asta. Și după aceea am aflat noi cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat cu povestea. Dar destul de interesant că angajamentul a fost angajament și ține minte și asta. După cum și Ambicioiul, dacă știți, a fost la, eu am fost coleg cu el, dar eram prieten foarte bun, a fost și acasă la noi și așa mai departe. Mi-aduc aminte că la teza mea de doctorat a fost și părintele Boltă. Și eu atunci la mine, la teza de doctorat, ne-a făcut Ambicioiul o poezie. Un fel de un catren, un fel de epigramă, în care spunea așa, când și-a susținut el, în 66, 68, cam așa ceva, când și-a susținut el magnific dizertația, a început în țară inundația, pe semne că și natura a protestat în contra tezei lui de doctorat. Asta îmi plăcea foarte mult să spui la Părintele Bordasiu. După cum în 68 a fost prima mea vizită la Paris, am povestit după ce a ieșit din locurile de detenție pe unde am vrut. I-am povestit, mai am fost cu Nica Sabin, cu Andrițoiu, la Paris, cu dacile noastre, am ajuns până acolo și în vârful, când am ajuns în vârful turnului Eiffel, am strigat, strigă-mă până la Beuș, i-a spus lui Nica, strigă-mă până la Beuș să te audă Beușul, că ești în vârful turnului Eiffel. Asta i-a plăcut grozav la Părintele, de această întâmplare a noastră și această mici pățane ale noastre. Eram la internat. Se făcea slujbă în fiecare zi. Învățam, se învăța carte. Beiuș a dat cu oameni, să știți. Începând cu Mircea Mariș, nu mai vorbesc Dan Marțianu, ceilalți. Eu, personal, am fost 12 ani, înainte de 89, profesor visiting la Universitatea din Padova. Am fost în Franța, la Montpellier și la Grignon, la Paris, cu franceza și italiana pe care am învățat-o eu la Beuș. La Beuș am învățat cu un profesor de societatea lor, Asuncion, franceza, iar italiana cu o profesoară din Italia, de Sabata, așa se chema. A fost iar Anton, a fost și el elev la Beuș, care a fost rector la Timișoara, a fost membru al Academiei și așa mai departe. Că mi-a povestit foarte interesantă o poveste cu Anton, mi-a spus, domnule, zice, era secret atunci, nu se știa. Zice, acum am și eu toate titlurile, pentru că până aveam cum le are doamna Ceaușescu. Am profesor, doctor, inginer, nu știu ce. Și un coleg de-al meu a spus, nu le ai toate titlurile. Ce n-ai, domnule? Păi zice, dumneata n-ai? Nu ești de renume mondial. Ea era de renume mondial. A zice, scuză-mă, asta n-am știut eu, treaba asta cu... Adică niște mărunțișuri interesante, duc la amintiri frumoase, la amintiri care durează. Este o chestiune supremă, aș vrea să cu care noi trăim. Mi-a scris cartea mea la 80 de ani, la Academia Română. Mi-a scris la 90 de ani, anul trecut, în aprilie, când am făcut 90 de ani, a venit la mine la sărbătoare. Am fost în această biserică la o mormântare. A fost la o nuntă în această biserică, nepotul al lui Nica Sabin, care a fost profesor la agronomie. A fost la sărbătoarea mea de 90 de ani, în aprilie anul trecut. Și iată unde am ajuns. Regretul este mare, să știți. Regretul este foarte, foarte mare. Simt o durere mare, efectiv, simt-o dacă n-am frați în lumea asta. Dar cad după un frate, îmi pare rău după el, pentru că veneam la biserică, eu sunt lângă Piața Vitorii, la Mavrogheni, și sunt în Consiliul Bisericesc acolo și nu pot să viu, dar veneam, mă așteptam, mă mângâia pe ui ca pe un copil, domnule, ceva fantastic, domnule, de atâta bunătate, sufletească, n-am văzut în viața mea la acest om. Vii la mine acasă, hai să mâncăm la mine acasă. Veneam real cu vioara, veneam cu orga mea electronică, mai cântam și noi, ce te legi în controle, hai acasă cu ușorul, cânteci de-i plăcea formidabil. Cântam și la biserică, atunci la mormântare, la Aurora, la o colegă de-a noastră, am fost și la Mircea Mariș, la mormântare, și am început să cânt. Cum se cânta la noi, la Beuș? Că nu se cântă, depinde în veci pomenirea aici, cum se cântă la noi la Beuș. În veci pomenirea lui, în veci pomenirea lui, în veci pomenirea lui. Mulțumesc!